Polițiștii de frontieră și vame și din punctul de trecere a frontierei Siret au găsit peste 500 de pachete de țigări ascunse în caroseriile a două mașini și într-o butelie de gaz. Țigările, în valoare de 650 de lei, au fost confiscate, iar cei doi șoferi, unul din Botoșani și celălalt din Suceava, au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 12.000 de lei. În ambele cazuri, pentru traficul de țigări au fost folosite autoturisme Dacia vechi. Valoarea autovehiculelor a fost estimată la 1.000 de lei fiecare. Autoturismele au fost ridicate de vameși în vederea confiscării.